Dacă ești curios, nu prea mi-a ieșit acest video, dar eu spun că merită să te uiți până la final. Cel puțin, pe masă la mine este un dezastru total. Bine ai revenit pe Atutec! Astăzi îți arăt cum instalezi o cameră de supraveghere în 30 de secunde. Hai să-ți enumăr ce se găsește la mine pe masă. Am aici camera de supraveghere cu mufa de protecție presetupe, o doză pretăiată, un material compozit, avem nevoie de un ciocănel pentru dibluri, o șurubelniță de semnat, un burghiu cu vidia, o bormașină, niște șuruburi de montaj pentru doză, 3 dibluri și 3 șuruburi de prindere pentru doză. Bun. Să-ți arăt ce facem prima dată, dăm drum la episod 3, 2, 1. Desfacem doza. O punem aici pe placă. Și semnăm găurile cu șurubelnița. Luăm bormașina și punem burghiul cu vidia. Și dăm aceste 3 găuri pentru a introduce diblurile. Bun, dăm astea deoparte. Introducem acum diblurile. Sper să nu se crape placa. Cred că au trecut deja cele 30 de secunde, dar încerc să mă grăbesc cât pot de repede. Așa arată pe spate, nicio problemă. Iau acum doza și o pun pe poziție, dar trebuie să schimb șurubul, adică să-i pun capătul pentru șurubelniță. Ah! Pun aici pe poziție. Da, se pare că trebuie să ne folosim și de șurubelnița în cruce, pentru că trebuie un prelungitor. Bun, ăsta îl punem la final. Iau repede o șurubelniță, o întorc. S-a stricat și diblul. În acest moment doza stă cât de cât aici, este fixată. Ce fac mai departe? Pun chiederul la loc, îl scutur un pic de praf. Bun, ce fac mai departe? Iau camera.
introduc mufa RG45 prin acest inel. Bun. Și prind aceste șuruburi cu cap imbus. Desfac camera ca să-mi fie mai ușor. Și acum pot să filetez aceste șuruburi imbus. Înregistrez. Le trec și pe celelalte două. Știu că a expirat timpul, dar mă chinui să fac un lucru așa cum trebuie, până la urmă. Asta este. Prind și ultimul șurub pe acest inel. Acesta intră puțin mai greu. Bun. Totul este ok acum. Pun camera la loc. Așa. Și acum îi prind această piuliță a camerei. Bun. În mod normal vine cablul FTP introdus pe aici prin spate, mufat cu mufa RG45 cu conectorul. Așa că acest cablu din cameră va veni pus aici. Și nu ne rămâne decât să prindem camera pe poziție cu cele trei șuruburi. Ia să vedem unde sunt semnele. Ok. Bun, mai avem încă două șuruburi de prins. Se pare că nu a ieșit ceea ce am vrut eu, dar nu mă las până nu fac un lucru până la final. Ia să vedem, mai avem un singur șurub de prins pe doză și am terminat. Dacă nu știți cum se mufiază un conector RG45, vă las un video aici în dreapta sus sau îl puteți găsi și în video la descriere. Și tot în descriere mai găsiți un video în care vă arăt 5 sfaturi pentru a evita greșelile în sistemul de supraveghere video. Așa se montează corect o cameră de supraveghere pe un material, de exemplu, cum este al meu compozit. Puteam să aleg și lemn, dar am zis să-l fac așa mai fain un pic. Bun, îl arătăm și la camera cealaltă. Iar acum putem modifica camera din aceste șuruburi. Uite așa. O putem și răsuci. Acesta a fost videoul nostru, după cum se vede, un dezastru. Thank you.